Prin noile norme adoptate de guvern, atribuțiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost extinse în sensul că inspectorii ISU pot sigila construcțiile și amenajările operatorului economic în punctul de lucru în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranța la incendiu. Noile reguli se referă la depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu, depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă, desființarea unei căi de evacuare atunci când se impun două sau mai multe căi de evacuare, reducerea cu mai mult de 25% a înălțimii sau lățimii căilor de evacuare. În plus, aceeași măsură se aplică și pentru desființarea instalațiilor sau sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, precum și a celor de iluminat de securitate pentru evacuare. În cazul construcțiilor sau amenajărilor cu suprafață mai mare de 200 de metri pătrați, pe lângă situațiile menționate anterior, oprirea funcționării se face și în oricare din următoarele cazuri: neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare, neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și avertizare, neechiparea cu instalații sau sisteme de desfumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, categorii de construcții sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentației tehnice de autorizare. Constatarea situațiilor menționate se face de către personalul inspectoratelor pentru situații de urgență, care poate fi sprijinit de personal din cadrul poliției sau jandarmeriei. Măsura de oprire a funcționării ori utilizării clădirilor sau spațiilor se păstrează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru situația depășirii cu 10% a numărului de utilizatori, oprirea funcționării ori utilizării clădirilor sau spațiilor amenajate se dispune pentru 60 de zile calendaristice.